Bine v-am găsit la o nouă zi în piața cripto, o zi în care unele criptomonede au mici corecții, dar totuși avem și câteva altcoin-uri vechi care au creșteri foarte interesante, cum ar fi SEND cu peste 54% sau MANA cu peste 35% într-o singură zi. În videoclipul acesta vreau să discutăm puțin despre proiectele vechi, în special o să discutăm și despre Multiversic și o să vă prezint noul proiect ce urmează să fie lansat pe XLaunchpad, pentru că mulți dintre voi mi-ați cerut acest lucru într-un comentariu și vreau să vă livrez și ceea ce vă interesează pe voi. Zic că vreau să discutăm despre proiectele vechi pentru că în special la începutul anului, atunci când am avut parte de acele creșteri, foarte mulți oameni spuneau că în special proiectele noi au șanse foarte mari să performeze mult mai bine decât proiectele vechi. Ei bine, în ultima perioadă, asta zic în ultima săptămână sau în ultimele două săptămâni, pare că piața vrea să împingă mai mult proiectele vechi decât cele noi. Cel puțin eu unul asta am observat. Și tocmai din acest lucru, vă spun în special cum stă portofoliul meu și cred că am mai spus asta, adică chiar dacă și eu încă sunt de părerea că proiectele noi s-ar putea să performeze mai bine decât cele vechi, asta în următoarea perioadă, totuși, asta nu m-a făcut să nu am în portofoliul meu atât proiecte vechi cât și proiecte noi, încât să existe un echilibru. Acest lucru îl recomand și eu mai departe, chiar dacă nu este un sfat financiar, pentru că nu pot să vă ofer sfaturi financiare, este strict părerea mea și modul în care eu văd și acționez în piața cripto. Iar SHGLD are o creștere în momentul acesta, nu este atât de mare cum este, de exemplu, la SEND, dar totuși are o creștere de 5% în ultima zi. Este acum la 37 de dolari fără câțiva cenți și mai are foarte puțin până să atingă 40 de dolari. Chiar sunt curios, care este predicția voastră pentru EGLD până la finalul anului? Spuneți-mi într-un comentariu și, apropo, dacă ai ajuns până aici, lasă și un like la videoclipul acesta pentru că mă ajută tare mult și vă mulțumesc în avans pentru acest lucru. Nu uita că în descriere găsești link-uri cu platformele pe care eu le folosesc și dacă nu ai cont o să ai parte de bonusuri interesante. Pe Bybit, dacă îți faci cont și depui minim 100 de dolari în primele 7 zile, o să primești o poziție de trading de 500 de dolari. Și pe lângă asta, pe Bybit în momentul acesta sunt 3 launch pool-uri. Pur și simplu blochezi niște token pentru câteva zile și primești un APR de aproximativ 100%. Super profitabil și vi-l recomand acest launch pool, pentru că nu implică riscuri. Vreau să aduc foarte scurt în discuție și DOT, pentru că am observat ceva foarte interesant la DOT. Ieri a fost undeva la 10 dolari, astăzi este puțin sub 9 dolari și uitați-vă cum arată pe partea fundamentală DOT, asta în ultimele 30 de zile. Adică eu încerc să leg această creștere, probabil și pe partea fundamentală. De exemplu, revenue-ul sau fiurile generate în ultimele 30 de zile a crescut cu 600%, utilizatorii activi aproape cu 400% și volumul total cu tokeni care se produce pe rețeaua DOT a crescut cu undeva la 300%. Foarte bine, și acum haide să mai pierdem timpul să trecem la subiectul de astăzi, și anume prezentarea proiectului de pe XLaunchpad. O să mă folosesc de tweet-ul în care am pus tot research-ul pe care l-am făcut și unde consider că este cazul o să mai vin cu completări, pentru a fi totul clar. Acesta este tweet-ul pe care l-am postat și, apropo, dacă nu mă urmărești pe Twitter sau pe Telegram, îți recomand să o faci pentru că postez acolo foarte multe oportunități, în special airdrop-uri, de unde putem să câștigăm bani cu toții fără să fie nevoie să investim. Pur și simplu ne implicăm cu timpul nostru și câștigăm niște bani gratuit. Dacă ești interesat de asta, alătură-te pe Twitter și pe Telegram. Linkurile le ai în descriere. Trebuie să începem prima dată cu ce este această aplicație și anume AI Nexus, acest proiect mai bine spus. Deci este o aplicație care îți permite să creezi și să personalizezi lumi virtuale direct de pe telefonul tău mobil. Poți construi atât personaje, spații 3D și te poți juca. Totul este foarte simplu și rapid, făcut cu ajutorul inteligenței artificiale. Și ei încearcă să scoată în evidență că totul se poate face fără echipamente performante sau cunoștințe tehnice avansate. Haideți să vă arăt și un exemplu de pe pagina lor de Twitter. Acesta este un joc și acestea sunt niște spații virtuale pe care tu le poți crea. Poți să te duci la întâlniri online, de exemplu, să faci meeting-uri, să faci petreceri unde putem să ne strângem cu toții. Eu unul consider că acest proiect, deși se poate să mă înșel, este X-Word. Proiectul, știți și voi, de Metaverse, care a fost anulat de echipa Multiversix, au întrerupt development-ul și cred că acest AI Nexus este foarte similar cu ce vreau ei să facă cu X-Word. Asta este strict părerea mea, dar dacă tu ai altă părere sau dacă ești de acord cu ea, spune-mi într-un comentariu. Chiar sunt curios de părerea ta. Deci despre asta este AI Nexus.
Acum, chiar pe pagina cu Launchpool-ul, ne prezintă acest grafic și ne spune unde poate să ajungă piața lumilor virtuale până în 2030 și că ea poate să atingă $1 trilion până în 2030, cum am menționat și înainte. Ei menționează, chiar dacă această industrie de lumi virtuale avansează, foarte multe platforme nu sunt accesibile și nu au instrumente foarte ușor de folosit să fie foarte customizabile, cum încearcă ei să facă. Acest lucru face dificil pentru oameni să se implice sau să participe. Fie că ai nevoie de echipamente speciale, de exemplu de niște PC-uri foarte puternice să poți să faci asta, sau ai nevoie de niște căști VR. Despre asta este vorba. Ei încearcă să facă tot acest lucru super simplu de folosit direct de pe telefonul mobil, încât să facă acest metavers foarte ușor de accesat. Stăteam și mă gândeam ca și un caz de utilizare. Aș putea și eu să creez o lume virtuală unde să fac o întâlnire cu voi, să ne întâlnim acolo, discutăm exact cum facem în fiecare luni pe Telegram. Avem apelul cu membrii, dacă nu ești membru poți să te alături și tu și în fiecare luni auzim acolo, dar pe lângă asta, un alt beneficiu pe care aș putea să-l menționez este portofoliul meu care este disponibil în grupul doar pentru membri. Suntem acolo undeva la 70 de persoane, schimbăm idei despre piața cripto și postez acolo absolut toate lucrurile pe care le fac în piața cripto. Nu este neapărat necesar, este doar pentru cine își dorește. Așa că o mică paranteză. Acum, haideți să vedem care sunt avantajele proiectului. Asta mai menționat că funcționează direct de pe smartphone-uri și elimină bariera de intrare. Acesta este primul avantaj. Platforma le permite utilizatorilor să devină creatori fără să fie necesare cunoștințe tehnice complicate. Asta cu ajutorul instrumentelor AI. Poți să proiectezi lumi 3D personalizate, personaje unice și chiar jocuri mici, totul foarte ușor. Și ei ne dau și un exemplu și vreau să vă spun și eu acest exemplu legat de platformele cum sunt Roblox. O platformă ca și Roblox atrage milioane de utilizatori datorită simplității și accesibilității jocului. Ei cu AI Nexus vor să meargă și mai departe, însă să vedem dacă o să reușească să facă acest lucru. Că oferă utilizatorilor posibilitatea de a crea lumi deschise cu ajutorul AI și datorită blockchain-ului, le permite să dețină și să tranzacționeze obiectele virtuale într-o economie digitală deschisă. În Roblox, dacă tu deții ceva în joc, este destul de greu să-l vinzi. Aici o să ai avantajul că dacă deții ceva într-un joc, poți să-l vinzi foarte ușor pe marketplace, dar o să discutăm imediat și despre asta. Asta este tot postat pe pagina cu Launchpool-ul. Cine menționează că echipa este formată din 24 de oameni cu experiență de peste 15 ani în industria jocurilor. Așa ca și realizări, au peste 100 de milioane de instalări de aplicații, au dezvoltat peste 400 de jocuri și au o rețea de 30 de milioane de utilizatori activi lunar. Mai au și jocuri care sunt în top în clasamentele pentru mobil. Sincer, mi-ar fi plăcut să găsesc detalii care sunt aceste jocuri pe care ei le-au dezvoltat, am căutat puțin, sincer nu am căutat foarte mult, dar nu am reușit să găsesc exact niște nume de jocuri. Haideți să vedem acum cui se adresează acest proiect. În primul rând, se adresează gamerilor de jocuri casual, designerilor, pasionaților de socializare și antreprenorilor sau afacerilor. Deci au undeva la 4 ținte de potențiali utilizatori. Utilitatea tokenului, sincer, nu mi se pare mare lucru, mai ales că, spre deosebire de alte platforme, folosirea tokenului A1 este opțională, dar oferă câteva beneficii. Sunt tranzacțiile mai ieftine. Atâta timp cât pe Multiversix ai taxa aproape 0, asta nu mi se pare neapărat o utilitate super tare. Există niște conținut exclusiv pentru cei care dețin tokenului, de exemplu avatare speciale, unele lumii unice sau unelte avansate de AI, pentru o experiență virtuală mai bogată. Există un marketplace unde se poate cumpăra, vinde și tranzacționa exact ce deții în joc. Și nu în ultimul rând există staking-ul cum sunt la aproape toate proiectele și se poate participa în guvernanță. Dar la fel, ăsta nu mi se pare neapărat cel mai tare beneficiu, să primești token să-i pui la staking. Adică eu mă gândesc să particip la acest proiect, dar strict pentru o speculație, să iau să vând tokenii pe profit. Asta dacă îmi permite piața și în funcție de cum evoluează lucrurile. Dacă o să avem un EGLD în creștere sau piața cripto în creștere, probabil că o să particip la launch. Adică am făcut procesul de verificare și aștept să văd cum evoluează piața până atunci și o să decid dacă o să cumpăr sau nu. Dar cel mai probabil o să cumpăr. Legat de Tokenomics, vă rog să puneți videoclipul pe pauză să vedeți cum este el împărțit.
ca să nu pierdem timpul cu asta, dar pentru operații avem 50%, pentru listare 30% și pentru securitate și legal 20%. Din câte văd, o să existe și un airdrop, dar sunt curios cum o să se distribuie acest airdrop de 3% din total supply. Distribuția de token o să fie în felul următor. 1 miliard de tokeni o să existe în total, în circulație o să fie de la început 47% din total supply și prețul pe launchpad este de 0,006 dolari. Prețul pentru vânzarea privată a fost același și trebuie menționat că pe launchpad nu o să aibă token vesting, dar nici în private sale nu o să aibă vesting, deci toți tokenii o să-i primim la listare. Suma pe care proiectul și-a propus să o strângă este de 2,7 milioane de dolari. Pentru a participa sunt undeva la 3 sau 4 moduri, e-gold staking, pui gold la stake și poți să cumperi diferite etichete. Alocare cu XMAX, unde la fel, ai XMAX blocat pe 4 ani, poți să cumperi anumite etichete. Dacă ești utilizator XPortal și dai claim zilnic la XP, o să poți să cumperi câteva bilete în funcție de câte zile ai făcut focuri sau câte zile consecutive ai dat claim la XP. Mai există niște challenge-uri în Pulsar Money unde faci diferite quest-uri și la fel o să primești niște etichete pe care le poți cumpăra. Sau nu în ultimul rând, crearea de conținut pe Twitter. Legat de bilet, fiecare bilet costă 36 de dolari, este plătit în e-gold și biletele câștigătoare o să primească 6.000 de tokeni A1, iar cele necâștigătoare o să-și recupereze banii înapoi. Aici vedeți și niște detalii despre faza în care ne aflăm acum. Deci din 11 până în 1 decembrie suntem în faza de Know Your Customer și faza de Eagle Staking și XMAX Snapshots. Și după, dacă nu mă înșel, cred că undeva prin 5 decembrie, sper să nu greșesc această dată, o să se poată cumpăra biletele de loterie. Cam atât și despre acest proiect. Spuneți-mi, vă rog, dacă informația v-a fost de folos. Chiar sunt curios care este părerea voastră, în special dacă ați rămas până la final. Poți să-mi spui, da, a fost de folos videoclipul sau nu, nu a fost de folos. Ca eu să știu pe viitor dacă să fac genul acesta de videoclipuri în continuare sau nu. Vă doresc o duminică frumoasă. Nu uitați să mergeți la vot pentru că astăzi avem puterea să votăm. Este foarte important acest lucru și noi ne auzim data viitoare. Vă salut și vă doresc o zi bună! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă!